pe domnul Radu Borcea să ne spună câteva din amintirile pe care le are despre Dumnezeu. Mai întâi vreau să vă ofer o informație care vă onorează. Referitor la acțiunea de astăzi. Acum două zile am participat la adunarea generală a pensionarilor Milcovia și în raportul de activitate pe anul 2018 a fost menționată participarea unor membri a acestui CARP la Ziua Mondială a Poeziei, fiind menționată în raport Școala 7 și Școala Dragolești, un parteneriat, ca acțiune foarte importantă județeană. Astăzi este Ziua Mondială a Poeziei. Și m-am întrebat, din toate ramurile literaturii, două sunt sărbătorite. Ziua Mondială a Poeziei, instituită în 1999, deci între milenii, la sfârșit de mileniu, și Ziua Mondială a Teatrului, care e mai veche, din 1961. Instituite de către UNESCO. UNESCO este un organism specializat pentru cultură și păstrarea patrimoniului cultural național de fiecare sănătate. Deci este un organism al ONU, Organizația Națională Unită. De ce poezie? Pentru că poezie înseamnă iubire. Din iubire s-au întemeiat familii, s-au născut copii, s-au întregat prietenii. Din potrivă, opusul iubirii este ura. Din ură s-au născut dezbinarea, s-au născut războaie, s-au născut dușmănii. Ei, Mitică a scris o poezie a iubirii. Tot ce scrie eu este legat de iubire. Iubirea de satul natal, a văzut că s-a citit poezia Negrilești, care este aici. Pagina aceasta. A scris Patima Muntelui și Muntele Patimii, el fiind mocan, în branci arhaică. Și eu am scris, întorcându-mă de la inaugurarea casei memoriale Mitică Fricov din Negrilești, am scris un articol pe care l-am publicat în revista Salonul Literar, un articol pe care l-am intitulat Prințul Poeziei Grâncene s-a reîntors la Casa Părintească. Am înțeles de la organizatori că tema zilei Mondiale a Poeziei de astăzi este Mitică Fricov, satul românesc. Satul românesc care este extrem de frumos. Știți că în Occident, în general, frumusețea satului de altă dată cam dispărut. Satul arhaic nu mai există. Dar în România, pentru că ne-am dezvoltat foarte încet, mai ales în ceea ce privește infrastructura, satul românesc a rămas în mare parte, dacă nu plecau tineri ăștia în Italia, în Spania, să muncească, să întoarcă, să facă bine, satul românesc nu a fi fost aproape schimbat deloc. Anul trecut am ajuns până la Pitești, la o dezbatere despre satul românesc, organizată de către Ministerul Agriculturii și un sindicat al țăranelor. Și să știți că am trecut prin Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Ialomița și n-am văzut prea mari schimbări legate de satul românesc. Ca arhitectură, ca înfățișare, în general. Și vreau să vă mărturisesc că în urmă cu mulți ani, în 1985, am condus un ansamblu folcloric la un festival internațional de folclor din Suedia, undeva aproape de Laponia, în nord. Și translatorul nostru de acolo, o doamnă, Birgit Maria Lundin, pe care avea vârsta mea acum, un poliglot, cunoștea vreo 7 limbi străine, fusese în România de 17 ori, era foarte bună prietenă cu soții Buciu, profesorii de limba și literatură română, Valeriu Buciu și Angela Buciu, el fiind decedat în prezent, dar
conducătorul unul dintre cele mai frumoase ansambluri din România, Marea Mureșu, cum îi spune altfel, și îmi spunea așa, dacă a fost de 17 ori în România, a vizitat România de câte ori, și spunea că statul românesc este neînchipuit de frumos. Luptați să-l mențineți, că statul arhaic românesc este unic în Europa. Și ne dădea exemplu și la Ținută. Într-o comună, într-un capăt al satului poate fi un port, în celălalt capăt poate fi alt port. Sau în comuna de centru e un anumit stil, într-un sat component un alt stil. Ei, vedeți dumneavoastră, mitica iubită în ordine un sat românesc. Eu am scris aici, prin o poezie vrâncină, s-a mâncat toți la Casa Părintească, un articol în care, de fapt, am vrut să elogiez memoria poetului, dar am vrut să elogiez și contribuția profesorului Neagu, vărul primarului Mitică, un om care a făcut atât de multe lucruri pentru ca memoria lui Mitică să rămână vie. Iată, sunt 11 ani de la moarte, să împlinesc acum în august, de la moartea lui. Articolul acesta îl donez școlii, îl las să-l donez, că nu-i valoare așa simbolică, îl las școlii, pentru că am înțeles că această sală de clasă poartă denumirea Mitică Pricu, așa cum la Negrulești am lăsat o poezie care se cheamă Ostaș Gordon Trăcesc Prutul, ca să vedeți că Mitică a fost și un mare iubitor de țară. Și o să închei cu mică poezie. Așa? Și pentru Casa Memorială, deci am lăsat poezia pe care mi-a scris-o Mitică cu mâna lui, Ostaș Gordon Trăcesc Prutul, și ziarul veteranul vrâncean pe care l-am făcut timp de 18 ani. Și l-am lăsat de asemenea acolo, ca o piesă de muzeu. Când m-am dus prima dată la Negrulești, mulți ani urmă, am găsit satul, așa cum spunea doamna Birgit, neschimbat. Să știți, și ca stil arhitectonic, Negrulești se deosebește de toate celelalte sate mocănești, ca să zic așa. În timp ce casele sunt învelite cu șindrilă, foarte multe case de Negrulești, încă de acum 34 de ani, când mergeam pe acolo, erau acoperite cu țiglă, țiglă roșie. Și îmi lăsa impresia că statul Negrulești seamănă puțin cu satele ardelenești. Inclusiv arhitectura caselor. Da. Zic bine sau zic bine, da. Așa, probabil că am împrumutat. Înainte de a mai spune ceva, nu vreau să uit ceea ce spunea domnul profesor Neagu. Că Mitică a recitat Doina. Da, am cunoscut doi oameni care au recitat Doina înainte de 89, fără să le fie teamă de consecințe. Unul dintre ele era Mitică, omul care nu recita din el, recita poetului preferat era Serghei Esenin, știa o sumedenie întreagă de acest nefericit poet rus, plin de talent, și al doilea a fost Caramitru, actorul Caramitru. Împreună cu Caramitru am fost în 1989 în sala de festivități a Liceului Unirea, din Focșani, eram în mine îmbrăcat în negru ca și acum, dar trăia regretatul profesor Petrache Dima, fondatorul revistei noastre, Liceul Unirea, revistă aflată în patrimoniu UNESCO din 1912, da? Iar Caramitru a recitat în fața cadrelor dacice și a elevelor Doina. Așa știu eu să recit. Poate cel mai bun recitator de poezie din tot ce am văzut. Aș vrea să spun două vorbe despre ce spuneam mai înainte. Să revin, de fapt, asupra faptului că domnul Neagu duce o muncă mai departe de păstrarea memoriei poetului, pentru că nu știu câți poeturi în cer
au astăzi apărute posum atâtea lucrări, cum aremetic. În 2007, Nemona la jumătatea drumului spre iad, în 2007, Memoria neuitării, în 2008, Petrica Ficov, 65, sunt plin de 65, da? Alcătuirea mea de Prinț Vrâncean, 2012, Prințul Poeziei Vrâncene, Dumitru Fricov, 2013, Dumitru Fricov, 70, Miorite, Lacrima Păstorului Învins. Dacă ar fi fost aici domnul profesor Angel, probabil că ar fi purtat o polemică pe marginea acestui titlu cu domnul Neagu. Pentru că sunt păreri diferite despre Păstorul Învins, care de fapt nu este învins. Încă un lucru pe care vreau să-l mai spun și pe urmă mă opresc la poezia de care vă spuneam mai înainte. În momentul în care ne-am întors de la Negrești, de la dezvelirea, de la inaugurarea Casei Memoriale, eram cu profesorul Ușurel, eram cu Moni și cu Virgil Panait și discutam o mașină, domnă, discutam ce a făcut domnul Neagu. Oare câți dintre poeți au în spate pe cineva care duce mai departe, nu atât opera, ci neuitarea. Și le spuneam, le mărturiseam celor companiilor mei din mașină, că în 1975, împreună cu Năruțul Chierciu, colegul meu Ioan Chierciu, într-o duminică, ne-am dus să depunem un buchet de flori la mormântul lui Eminescu din de la cimitirul Belu. Era o duminică plăcută, frumoasă, și am luat, la colindat, am luat la pas cimitirul Belu. Și am ajuns la câteva morminte celebre datorită personalității care este acolo. A lui Iorga. Iorga era la marginea unui gard. Cripta era o placă de tablă groasă ruginită și n-a cine a fost Iorga. Dar niște bălării care acoperiau, era dracele, dacă țineți minte ce este. Ne-am dus la Jul Cazaban, ne-am dus la Nede Cocea. Nede Cocea avea o cruce care ședea puțin cam așa și probabil că era crucea cu care a fost mormântat. Nu se mai vedea nici scrisul și cine, adică foarte rar. În situația în care la vremea aceea trăiau urmașii. Și spuneau, iată, domnule, ce înseamnă să ai pe cineva care face în așa fel încât atunci să devii nemuritor prin vreme. Închei cu, țineam neapărat să vă spun că Mitică a scris o poezie a iubirii, o iubire de patrie, despre o poezie a Ostașbor, vă înțeleg ce sprutul v-am găsit. Dar are o poezie care se cheamă Popor. Vedeți să vedeți, Mitica are 11 ani când nu mai este pentru noi și cât de actuală este poezia. Poporul e mereu popor, la fel de prost și înșelat, cum totdeauna s-a aflat pe drumul către viitor. El nu are timp de stat în stat. Cioplit așa ca din topor, rămâne bulgăre de dogor, culit, trudit, însângerat. Unii îl vor, alții nu îl vor. Imperiul lui e tot un sat. Atât de satul care e tema noastră. Imperiul lui e tot un sat de lut cu sânge amestecat sub lungul timpului izvor. Așa cum e România, Hristos umil, săsându-și ea. Vă mulțumesc! În fiecare an, la această activitate, trebuia să fie prezent și fratele domnului Dumitru Pricop, domnul profesor Nicolae Pricop, și m-a bucurat nespus de mult că a putut, Dumnezeu a dat sănătate să fie aici cu noi și sperăm că și în edițiile următoare să fie aproape de noi și să ne susțină. Noi am sunat și la doamna Pricop, doamna Pricop e plecată în Grecia la fică, dar sperăm, oricum, o să vadă pe Facebook, pe ce s-a întâmplat astăzi de aici și
abia a început activitatea Dumitru Pricop la școala 7, va continua la Neglești, va continua la Golești. Deci până la 15 iunie se vor desfășura toate activitățile acestea în cadrul proiectului și în cadrul promovării poeziei vrâncene și mai ales să învățăm despre Dumitru Pricop, despre poezia lui Dumitru Pricop. Că acestea cu hârtiile, cu documentele, sunt puțin sunt importante. Noi când am început multe proiecte, le-am început fără proiecte, fără parteneriate, fără nimic. Dar după aceea, că trebuie să facem și hârtii, dar asta puțin este important. Domnul profesor, vă rugăm. Mie e foarte greu să vorbesc. Dar am să mă rog la Dumnezeu să mă ajute să pot să vorbesc. Încep prin a mulțumi domnului director și colectivului de cadre de la școala 7, că m-a adus pe mine personal din nou acasă. Uitați-vă ce mult au depus această școală, pentru a-i menține pe urmită numele de poetul Dumitru Pricop. Dacă el ar fi aici, dacă cred că este, și ar vedea frumușeia ăsta de citând poeziile lui, apoi n-am cuvinte ca să apreciez așa ceva. Este minunat să auzi vocile astea frumoase care te destin, te face să te simți din rău, să te simți foarte bine. Și știu că este un fel de centru din care se alimentează primele. Și rima fără sensibilitate nu există. Așa că eu încă o dată mulțumesc cadrelor de la Nivinești, doamna. Care a fost plină de emoții, doamna profesor. Spre rușinea mea, cu atâta muncă, după o muncă titanică, am reușit să clachez. Domnul așa, e un casibet. Un casibet și apreciat. Acum am să încerc din ziua mondială a poeziei să recit o poezie. De ce îmi cereți să aduc steaua Cristului pe butuc? Dacă este vinovată, va lăsa în noi o pată. Dacă trebuie să moară, va muri, fără să o doară. Cine vine fără vină, n-are niciun rost să vină. Cine pleacă judecat, n-ar veni nici n-a plecat. Vinovatul este un munte cu luceferii în frunte. Singurul care în frunte, iarna vânt și cerul nuntă. Este singurul ce știe partea lui de vis pustie. Cum mai trebuie să moară moartea lui de moarte lungă ca păcatul să-l ajungă? Sau sau de în tablouri zările de vis pustii. De aceea nici nu doare. Este vorba de poezia Criptia închinată fratelui Nicolae. Ah,
fericit dacă m-ați înțelege câtuși de puțin cu câtă durere mă uit la munca titanică depusă de bravo director, de ce îi zic așa și nu că îl cunosc și îmi drag acest director până și plin de acțiune și de viață. Și de Dumnezeu multă sănătate și întregului colectiv cu planul de atunci, că și eu am fost destul de cadru didactic. Și vă urez putere, putere cadrului didactic, că acum vă urmări și salariul. Vă mulțumesc încă o dată. Domnului profesor Agafiței Fărinel de la școala gimnazială Golești, scriitor și toată lumea îl cunoaște și prieten cu Dumitru Pricop sau cum întotdeauna i-a plăcut să spună că a crescut pe lângă domnul Dumitru Pricop și domnul Panait. La această manifestare legată de memoria poetului și omului Dumitru Pricop, îmi revin o sarcină mai dificilă, pentru că răbdarea deja a fost o solanțare care mi-am dus pentru copii. Nu o să spun ca profesorul Zaharia, voi fi scurt, pentru că, așa cum spunea răpăsatul profesor, când vom începe cu această formă de exprimare de episcopat, e clar că va fi lung. Deci, aș prelua din mers câteva pase verbale ale celor care au vorbit înaintea mea și, nefiind de specialitate profesor de limbă română, am să cer ajutorul celor care sunt de limbă română să mă lumineze și pe profesor de istorie, dacă în programa școlară din România contemporană, la vreuna din clase, până la inclusiv clasa 12-a, se studiază Doina lui Eminescu. Da, este la clasa 6. La clasa 6. Nu, nu, mă refer la... Nu se studiază, da? S-a pomenit aici, despre Doină. Cei care au vorbit despre această scriere a lui Mihai Eminescu nu au explicat, cel puțin copiilor, de ce era interzis înainte de 89 să se recite în vreun fel sau altul, în locuri mai mult sau mai puțin publice, această hotărâre eminesciană, pe care, fără îndoială, câțiva oameni, ca și Dumitru Pricop, și Caramitru, și un fost profesor de-al meu universitar, Vasile Rusu, și alții ca ei, aveau curajul să recite. O să spun copiilor că această scriere a lui Eminescu este un blestem foarte dur la adresa celor care ne-au tâlhărit țara și ne-au furat pământul. În special la adresa muscalilor, adică a rușilor. Pentru că clasa Arabia, probabil veți afla în clasa 8, care sunteți deja, unii dintre voi poate sunteți, dar nu sunteți, clasa Arabia, de dincolo de Prut, este pământ românesc, luat de ruși în 1812. Când spune acolo că românul nu mai poate străbate de atâta străinătate, străinătatea înseamnă și rus, și Imperiul Austro-Ungar. Pentru că face referire și la Bucovina, și la Transilvania. Deci, din cauza aceasta, copii, Doina lui Eminescu era interzisă și mă întreb de ce a fost scoasă și astăzi.
din programe de școală. Asta este una la mână. Doi la mână. Ceea ce se întâmplă în această școală și cu suportul școlii din Gorești și din Negrelești, cred eu că este unul din cazurile singulare din județele din Moldova. Nu știu ce se întâmplă dincolo de Carpați. Nu știu ce se întâmplă nici în vechea Valahie. Dar din Moldova știu că este unul din cazurile singulare unde un poet, care nu se află în programa școlară, deși ar trebui să se afle acolo, au pătruns, din păcate, pseudovaluri, pentru că trăim într-o lume în care valorile sunt întoarse cu fundul în sus și sunt apreciate non-valorile și plagiatorii. Mitică Pricop este reînviat de fiecare dată aici, în școala aceasta, și copiii de aici sunt privilegiați pentru că ei află despre el. În alte școli, alți copii nu știu despre Mitică Pricop, decât dacă află, cine știe cum, întâmplător, de la o rudă, de la un prieten, de la un profesor, m-a interesat. Prin urmare, activitatea are o importanță care ne depășește pe noi ca înțelegere, ne transcende. Pentru că Mitică Pricop, așa cum s-a spus aici, este nu doar un fiu al satului care cântă satul și lumea rurală într-un mod liric genial, cu metafore care este imposibil odată ce le-ai parcurs și înțeles să nu le ții minte. Adică Pricop este și un om devenit al cetății, al orașului. Un om cu voce. Un om care a deranjat prin ce a spus, uneori și prin ce a scris. Un om marginalizat de autoritățile comuniste și chiar și de cele post-decembriste. Un om căruia nu i s-a dorit a-i se face un monument, așa cum trebuie. Și unde o mână de oameni cu suflet și cu puțin bani au reușit să-i facă, hai să zicem, un bust. Deși nu e un bust. E doar capul lui Mitică și un bust foarte mic așezat acolo în parcul Schumann. Unde, din când în când, diferiți trecători cu puțină cultură vin și își bat joc de acel monument. Mitică Pricop este omul care, ca și Eminescu, a avut curaj să spună niște adevăruri, a avut curaj să ia atitudine, l-am cunoscut de tânăr, târziu eu l-am cunoscut, el era în apusul vieții sale și, din păcate, și prietenul său, Ion Panait, la fel, însă, atât cât am stat în preajma lor, am aflat diverse lucruri interesante, unele comice, altele mai puțin comice. De exemplu, când au aflat că eu scriu proză, mi-au spus, păi, din cauza asta scrii proză, că m-a dat bei apă, nu bei vin. Noi suntem poeți. Și așa este. Așa este. Poeții se adapă în inspirația lor și din vin. Și slavă Domnului, Francia este o țară dăruită cu un vin foarte bun. Poezia rezultată are și influențele acestea exprimate în anumite versuri și nu numai. Mitică Pricop nu este un poet vrâncean. Dacă spunem doar atât, îl singularizăm. Îl coborâm. Are origini vrâncene, asta e altă poveste. Mitică Pricop este un poet național. Că nu este popularizat, că nu este introdus în manuale, nu este doar soarta lui. E și soarta multor altor scriitori de valoare care au fost marginalizați, mai mult sau mai puțin intenționat, de cei care se ocupă cu confecționarea manualelor ultraschimbătoare de la un an la altul. Ceea ce iar nu este bine. Din punctul meu de vedere. Mitică Pricop
se aseamănă ca poet al satului cu Esenii. Nu numai în versuri, dar și în anumite manifestări din viața lui ca om. Mai mult sau mai puțin, din păcate. Amândoi, la un moment dat, ajung să trăiască niște drame, niște tragedii interioare. Cineva dintre copii a citit aici, la un moment dat, că poeții ar fi undeva niște persoane care umblă așa cu capul prin nori și scriu versuri și sunt foarte idealiști. Pare rău, eu nu am această părere, nu știu cine a făcut textul pe care l-a citit copilul respectiv. Poeții sunt niște oameni cu picioarele foarte pe pământ, foarte angrenați. Oameni care știu ce se întâmplă pe planeta Pământ. Nu sunt aerieni. Eminescu, dacă s-a pomenit numele lui aici, este un om cât se poate de calculat, cât se poate de pământean. Știe ce face cu lucrurile sale. Își notează până la amănunt copii, în fiecare zi. Pe bilețele, la cine era dator, cât plătea, cui trebuia să-i mai dea bani. Și așa mai departe. Deci să nu ne închipuim că poeții sunt niște oameni care nu știu ce este în jur. Nu degeaba Platon, în Antichitate, îi dă afară în scrierile sale pe poeți din cetate. De ce? Pentru că prin vocea lor deranjează. Sunt conștiințele treze ale unei națiuni care națiune când doarme, ei stau cu lumina conștiinței aprinsă și scriu ceea ce lumea vrea să afle. Adevărul. Normal că adevărul doarme. Fiecare dată doarme. Mai ales când îl spui tranșant, în față, direct, verde. Omului place să îi picuri în ureche cele mai multe ori lucruri plăcute. Despre sine, despre cum arată, despre cum se îmbracă, despre cum se mișcă. Dacă încerci să-l critici, ai un comportament care nu este corect. Și atunci, bineînțeles că se uită lumea la tine altfel. Vă invit mai târziu, când veți ajunge, să citiți Mitul Peșterii la Plată. Și să vedeți ce se întâmplă acolo cu omul care încearcă să le spună celor din jur că lumina vine din altă parte, nu din partea unde se uită ei. Toți sar asupra lui. Îl trag în jos. Nu vor să ajungă la lumină și la adevăr. Luați și citiți. Luați și citiți că cititul nu face rău și nu omoră pe nimeni. Citiți din cărți. Citiți-l pe Mitică Pricop, care foarte bine poate să stea într-o istorie a literaturii și de fapt și stă, și am să mă apropie aici de sfârșit, rugând școala numărul 7, care e un fel de soră mai mare pentru Gorești, fiind școală de oraș, să încerce să facă rost, pentru că am văzut aici istoria literaturii Călinescu, să încerce să facă rost de o istorie a literaturii române de la origini până în prezent, un volum scris de criticul literar și profesor universitar Ion Rotaru, în care, da, știu, a fost amintit, dar eu vreau să spun că rog școala aceasta, dacă nu cumva deja are volumul, să facă rost de el. E foarte greu de găsit acest volum, care a apărut cu ceva ani în urmă și unde se vorbește nu numai despre Mitică Pricop, și despre toți scriitorii brânceni, prozatori sau poeți. Ar fi bine să fie în biblioteca școlii dumneavoastră. Nu știu dacă și la Gorescu va putea face un asemenea efort, nu atât financiar, că e vorba de vreo câteva sute de lei, cât efort de căutare, pentru că a apărut undeva la București, la Ziua Tempus, într-un număr restrâns de exemplare, vreo 5-600. Și atunci este foarte greu de procurat. Ca să închei, Mitică Pricop, Esenii, mai departe, Nichita Stănescu, Ileana Mălăncioiu, și mai departe, tremurul poeziei lui Lucian Blaga și al lui Nicolae Labiș sunt cele care se regăsesc toate în creuzetul creației lui Mitică Pricop, dar trecute prin simțirea lui proprie, prin filtrul personal al creației.
care își trage izvoarele din acest loc foarte aparte, care este țara Franței, un soi de republică ciudată, aflată la întretăierea a trei drumuri, așa încât, supusă diferitelor influențe, de la nord, de la est, de la vest, de la sud, de peste tot, reușește să producă în timp valori perene, ce înseamnă peren, care nu se dispară niciodată, atâta timp cât memoria noastră va fi vie, mișcătoare, valorile acestea vor rămâne, se vor transmite, așa cum se încearcă și aici să se facă acest lucru. Și chiar că închei, referindu-mă la ce spunea domnul Borcea, că a fost în cimitirul Belu și a văzut mormântul lui Iorga lăsat în litare și în rugină. Mergeți copii și vedeți, spre exemplu, București poate prea departe, dar mergeți la cimitirul Suric. Și vedeți mormântul lui Iliu Zanfilescu, cel care a scris Tănase Scatiul, și vedeți alături și cavoul faraonic de marmură neagră a celui care a reprezentat prototipul de personaj pentru Tănase Scatiul. Și veți înțelege că valoarea unui scriitor nu stă în marmura pe care îi ridică banul deasupra mormântului propriu, ci în cărțile și în creațiile care rămân în biblioteci, atâta timp cât bibliotecile nu vor fi arse și unde o mână dintr-un alt veac, cândva, se va întinde, va lua cartea, va deschide, va citi și va afla, reînvindu-l astfel pe scriitor, numai prin faptul că el citește ceea ce a scris Mitică sau alții ca el cu zeci, sute și chiar mii de ani cu oră. Mulțumesc! Această activitate la sfârșit. Mulțumesc doamnei inspector pentru că a putut să vină astăzi. Mulțumesc domnului profesor Neagu. Mulțumesc domnului Borcea. Mulțumesc domnul profesor Nicolae Prico. Domnului profesor Agafiței. Doamnei Deșliu, soția scriitorului Alexandru Deșliu, și dumneavoastră a venit aici și cu revista Proseculum, pe care o promovează și este formidabil. Chiar îmi spunea, domnule profesor, dacă aș ști că din salariul meu tot fac pentru această revistă. Mulțumesc profesorului de română, doamnei Fenechiu Mirela, pentru această activitate. Mulțumesc colegilor care s-au ocupat cu organizarea acestei activități, domnului profesor Drilia, pentru că a putut să pregătească copiii la cor, doamnei bibliotecar, doamnei Nenciu, tuturor cadrelor și la urmă i-am păstrat ca să le spun că îi felicit. Ați fost exemplare astăzi. Nu ați șocat. Ați fost, chiar mă uitam că au fost atenți, să vă spun, o să vă crească inima. Ați fost deasupra noastră. Da. Da. Exemplare. Ați fost, vă felicit.